Deci este o acțiune la nivel național. Caravana aceasta am pus-o la punct în ideea de a veni în sprijinul populației. Vrem să informăm cu privire la legătura care există între stilul de viață și starea de sănătate. Foarte mulți români cred că sănătatea este un dat de la Dumnezeu și pe bună dreptate că este, dar o putem păstra sau o putem strica în funcție de stilul nostru de viață. Sunt câteva elemente simple care ne stau la îndemână în gospodărie și care ne pot ajuta să ne îmbunătățim starea de sănătate. De exemplu, alimentația este un lucru arhicunoscut și anunțat astăzi pe toate posturile și în toată media. Ce punem în farfurie va influența mai repede sau mai târziu calitatea sănătății personale. Ori noi asta vrem să facem aici. Să ajutăm pe oameni să vadă că au probleme, foarte mult se descoperă aici că au tensiune arterială, că au un procent ridicat de grăsime în organism și prin biblioteca pe care o punem la dispoziție, este o bibliotecă cu împrumut, oferim literatură la nivelul omului de rând, să înțeleagă ce ar putea să facă pentru ca să-și bunătățească sănătatea.